În perioada 26-28 februarie 2021 a avut loc cea de-a 11-a ediție a proiectului Primăvara în ochii copiilor, coordonat de doamna profesor învățământ primar Cristina Teieru. Păstrarea tradiției populare specific românească de a întâmpina anotimpul primăvara, oferind celor dragi și nu numai, un simbol de suflet, mărțișorul, favorizează dezvoltarea personală a copilului, atitudini de altruism, înțelegere, gândire pozitivă, nediscriminatorie. Viața copiilor, educația și existența lor depind de noi, de adulți. Prin această activitate ne-am propus să promovăm vechiul obicei al dăruirii, la început de primăvară, a micilor obiecte artizanale cu rol protector, precum și al meșteșugului, stimulând creativitatea, originalitatea și inspirația elevilor. Nu am uitat nici de cea mai importantă ființă, mama, pentru care elevii noștri au realizat cele mai frumoase felicitări. Acest proiect valorifică și potențialul de creativitate al copiilor și al dascălilor, care doresc să transmită copiilor valorile prieteniei, omeniei și să le dezvolte capacitățile de comunicare cu cei din jurul lor. De-a lungul timpului, în cadrul acestui proiect, împreună, cadre didactice, elevi și părinți, am realizat lucruri frumoase. Am adus primăvara în școala noastră, ne-am arătat respectul și prețuirea față de tradițiile și obiceiurile poporului român, am venit în sprijinul semenilor noștri și, nu în ultimul rând, ne-am întrecut în a realiza cele mai frumoase lucrări. Îi felicit pe elevii școlii noastre pentru că prin talentul și priceperea lor ne-au oferit cele mai gingașe mărțișoare și felicitări virtuale. Mulțumim conducerii școlii pentru sprijinul acordat doamnelor învățătoare, elevilor și părinților pentru implicarea în acest proiect. Nu-i nimeni mai fericit de patim ca cel care rămâne statornic lângă datin, spunea Seneca, și cât adevăr ascund aceste cuvinte. Alături de școlari și părinții lor, noi, cadrele didactice, avem datoria și onoarea de a continua aceste obiceiuri care împrospătează și reînvie spiritul românesc.